Câteva zile pline pentru iubitorii de carte a început la Deva Salonul Hunedorian al Cărții, iar cei de la Biblioteca Județeană au reușit să aducă împreună aproape 100 de edituri din țară. Sunt mii de cărți din toate domeniile care își așteaptă cititorii. Salonul Hunedorean al Cărții a ajuns la cea de-a 23-a ediție și cititori de toate vârstele au venit la deschiderea evenimentului. Cei mai mulți au fost adolescenți, au participat la târgul de carte împreună cu dascălilor și imediat au început să-și caute autorii sau titlurile preferate. Am citit Poțul de cărți, ultima carte, este un roman, de fapt, și am venit aici cu clasa să ne uităm la cărți. Ți-a atras ceva atenția? Până acum nu. M-ar interesa cărți istorice despre al doilea război mondial, dacă ar fi să găsesc. Și da, cam asta cu... Mai citesc de plăcere, fie online, fie fizic. Ce cărți preferi? Asta. Genul ăsta. Uh-huh. Da. Dar eu nu prea citesc cărți. Păi... Nu știu, nu mă pasionează. Mie-mi plac cărțile de fantezie. Mie-mi plac cărțile cu puștoaice, cu fete, care își povestesc viața, așa, în fiecare zi. Citești în fiecare zi? Da. Pentru prima dată la salon este prezentă și editura Academiei Române. Au standuri marile edituri din țară, dar și cele din județ. În primul rând, lemnucii sunt acele noduri de pe scândurile de lemn și casa noastră este toată din lemn. Așa că el este ilustratorul romanului, a găsit o figură, a desenat-o și am să scriu o poveste scurtă. Până la urmă a găsit mai multe și s-a transformat într-un roman cu două volume. Deocamdată acum lucrăm la volumul 3. Ce cărți caută oamenii care vin aici la salon? Păi, depinde de vârsta fiecăruia, de la cei mai mititei care caută cărți ilustrate, pe care le avem, așa, de la cei mai adolescenți, carte de fantasy, aventură, adulții, în general, carte de istorie sau ficțiune istorică, deci avem de toate pentru toți și cu reduceri. Doar ei să vină și să-și aleagă. În primul rând ajută la popularizare. La popularizarea cărții, cartea care este și va fi, a fost, este și va fi. Este deosebit de important și am văzut copii care se uitau cu drag la cărți. Sunt puțini, e adevărat, dar totuși există și așa ceva. Târgul de carte se întinde pe durata a 4 zile. Cei de la Biblioteca Județeană Ovide Sușianu au organizat un eveniment activ cu agenda zilnică plină de dialoguri cu cititorii și lansări de carte. Salonul Hunedoran al Cărții este evenimentul cultural educativ cel mai îndrăgit, cel mai așteptat de iubitorii cărții, un eveniment pe care îl pregătim cu emoție, cu profesionalism, dar și cu respect deosebit față de cititorii noștri fideli. An de an numărul acestora crește, iar acest lucru se datorează printre altele și Salonului Hunedoran al Cărții. Salonul nostru, cu fiecare an ce trece, este tot mai bogat, tot mai apropiat de cititori. Invitația noastră îi răspunde la unul la altul tot mai multe editori. Pentru acest lucru le mulțumesc și le apreciez la cel mai înalt grad prezența aici la Deva cu ultimele apariții editoriale, cu disponibilitatea permanentă de a dialoga cu cititorii care vizitează standurile. Salonul nostru este pentru noi toți o adevărată sărbătoare a cărții, a lecturii, a întâlnirilor cu scriitorii, cu oamenii de cultură, cu personalități din lumea medicală, spirituală, din lumea teatrului, din lumea muzicii. Este dovada clară că în competiția carte tipărită internet, dreptul la cetate îl deține încă paginile pe care le răsfoim, le citim, le purtăm cu noi și din care le citim pasaje îndrăgite, pline de învățăminte. La deschidere au ajuns și autoritățile județene. Cei de la Consiliul Județean Hunedoara spun că vor continua să susțină acest eveniment care aduce față în față editorii, scriitorii și cititorii. Este o mare bucurie să vedem că în pofida epocii digitale în care trăim, cartea tipărită continuă să fie un reper esențial în viețile noastre, o fereastră deschisă către cunoaștere, reflecție și dialog. Salonul Hunedorean al Cărții este un loc de întâlnire între autorii și cititorii pasionați, dar și un spațiu unde cultura, educația și valorile fundamentale ale comunității noastre sunt puse în lumină.
prin intermediul acestei manifestări reușim să conectăm generațiile, să aducem în prim plan cărțile valoroase, să susținem editurile și librarii care ne oferă acces la cele mai recente creații literare și mai presus de toate să cultivăm dragostea pentru cultură. De 14 ani, Salonul Hunedorean al Cărții are loc la Deva Mall, într-un spațiu generos. Aici vă așteaptă tot felul de standuri. Sunt pline cu cărți, titluri proaspăt lansate sau autori celebri, cărți pentru copii, enciclopedii și albume de lux.